Doamne, ce nerăbdători sunteți! Să rămână! Noi de ore mă, copii, mă, dar trebuia să mergă de la toți și fiecare cu vorbele lui. Cu... Dar nu mă mai lasă nimeni să plec în dintr-o, nu știu ce să zic, îmi pare bine. Dar ce frumusică sunteți! Am venit aici, că mi-a părut rău că am venit, vă spun sincer, și camerele astea știu, Doamne, atâta cameră. Și vreau să spun că mi-a părut bine acum că am venit, din ce cauză? Pentru că am putut să-mi cer iertare de la toți. N-aveți de ce, Doamne. Știi de ce? Ba da, pentru că am și eu ieșirile mele și sunt așa cum sunt și Cătălin îmi spune că nu mai poate să-și ridice fața la concurent. Haideți aici, așezați-vă puțin. Orice pot să trec, ca Cătă să iei apartamentul. Pot să trec peste orice, pentru că sunt tare, dar... acasă, când o să ajung, o să le spun tuturor cât sunteți de norocoși și cât sunteți de tari la cap, încât să puteți să rămâneți, cum să vă spun, în picioare. Știi că aici vin nevoia bombele... Nevoia te întărește. Da. Nevoia. Aici vin bombele din toate părțile și tu trebuie să te acoperi ca să nu te lovească. Oricum, avem și noi o surpriză pentru dumneavoastră. Serios? Da, avem o surpriză. Dumneavoastră nu știți, dar în momentul ăsta sunteți filmată. Serios? Serios? Și sunteți în direct la Dragoste Fără Secrete TV. Nu m-am apucat, fată, să mă machiez. Asta este, nu e nicio problemă, ce e în gușă, e și în căpușă. Oamenii de acasă nu o să-l voteze acum. Și vă spun sincer. Deci e ceea ce vorbesc eu personal. Din partea mea. Adică dacă oamenii mai vor să-l vadă împreună cu Alexandra, o să spună, mă, noi am văzut partea rea, adică partea care a fost cu Mădălina. Și nu ne-au convenit și nu ne-am așteptat la orice, pentru că nu ne-am avut de unde și ce să vedem. Da. Dar noi vrem să vedem acum ce se întâmplă. Și încă ceva, curiozitatea roade omul și cred că pe fiecare, chiar dacă unul mai mult sau altul mai puțin. Cristina, cea care a sunat, s-ar putea să fie și ea ce vrea ceva care să-l vrea pe el înapoi? Să plece Alexandra și să vină Cristi? V-ați gândit? Nu m-am gândit, dar nici nu-mi vine să cred, da, sincer. Acum, lăsând emisiunea noastră la o parte, nu prea-mi vine să cred. Sunt oameni pe care îl iubesc pe Cătălin pentru că îi glumesc, pentru că dansează, pentru că face haz de necaz. Da. Dar îl depunctează sau nu îl votează tocmai din cauza lui Carmen. Și asta vă spun pentru că eu nu vă mint. Vă spun pentru că am văzut ce se comentează și ce se face. Aici trebuie să fii nebun. Că trebuie să vorbești cu nebunul. Băi, un om deștept nu poate vorbi cu nebunul. Mă înțelegi ce spun? Așa. Așa. Trebuie să fii un om de comedie pentru că sunt lucruri pe care trebuie să le zâmbești chiar dacă în spatele tău ți se rupe sufletul și inima. Da. Trebuie să fii și un pic jongler. Te iubesc, îmi place, sunteți prietenii mei cu tare, dar de fapt mă interesează ca eu să fiu cel. Așa. Și trebuie să fii și un pic deștept, că dacă nu-ți merge mintea, poți să joci și pe bară. Asta aviz cuplurilor care vor să intre. Nu vă pare rău că ați venit la nu, noi? Nu, Doamne ferește, nu-mi pare rău. Nu am avut unele ieșiri, de exemplu, și o să le vedeți că poate astăzi nu sunt mândră de ele la noi în cameră. Se întâmplă, suntem oameni, exact cum ați spus-o, ești presat psihic. Nu ai ce să... o mamă exemplu. Dar sunt ce aici, nu am dat dovadă de mamă exemplu. Nu e adevărat. Eh. Ce credeți, că celelalte mame sunt doar... E normal, și mama a țipat, și mama mi-a zis și mie, și probabil și lui. E normal, orice mamă are voie să-și... Cine e perfect? Nu e vorba de asta. Eu trebuia ca mamă să controlez și să spun, să las să vorbească fiecare și să nu... Acum,
Știi cum e? Capul trage, capul face capul rabdă, știi? Nu mai există că nu aveți de ce. Edith, eu scumpă, bretonul ei, care dacă nu e ok, toată acea zi este dată peste cap. Iar Deal e un comic, un băiat de milioane, pot să spun. Aici cred că Edith e mai puternică decât Ali. Edith cred că aranjează lucrurile. Cred că Edith propune, cred că Edith e șefa. Și aici vreau să închei. Deci Edith e cea care face lucrurile să meargă așa cum trebuie. M-am simțit minunat. Adevărul că n-am mai putut mânca, dar mi-au dat desertul la farfurie. Nouă. Fără secrete.